Hei, suntem fabuloase! Și filmăm partea a doua din video cu produsele noastre preferate de beauty. Spune-le cum te cheamă. Mă cheamă Diana aici. Spune-le cum te cheamă. Alina Tanasă. Și folosim foarte multe produse cosmetice. Bun, haide să începem. În zona de spray-uri pentru față, Omorovița este un brand foarte simpatizat de mine. Are, acesta este, se numește Brum Hidratant. Eu îl folosesc înainte să-mi aplic fondul de ten, dar îl folosesc și înainte să mă culc. Înainte să folosesc serul cu retinol, prima dată folosesc această brumă hidratantă, aștept să intre în piele, să se usuce. Da, și îți conferă luminozitate și, cel mai important, îți hidratează foarte bine pielea. Și să spunem, pentru cei care nu știu, e un brand unguresc și cred că prima dată l-am testat anul trecut la Fashion Week. Da. Produs. La Tanasă folosea în anii trecuți foarte multe măști și nu înțelegeam ce-i cu măștile astea în viața ei. Folosește în continuare. După care partenera ei, Enciu, s-a apucat așa de măști și nu se mai oprește. Acesta este un brand pe care l-am tot descoperit prin aeroporturi și îmi place foarte mult. Nu-mi prea place tot ceva corean din ce văd eu. Da, ce e cu vitamine. Este un tonic foarte bun și de obicei să știi că îl folosesc în cazul în care sunt foarte obosită sau după ce am terminat un zbor. Am descoperit aceste patch-uri. Să vă arăt alge. Sunt 60 de bucăți. Vă arăt cum este în interior. Ia uitați. Da, și are acest gel și folosești patch-urile. Eu, în general, patch-urile nu le folosesc doar sub ochi. Acest pachet îți arată cum poți să folosești patch-urile pe toată suprafața feței, lucru pe care nu-l vezi la alte produse. Bun, deci patch-urile le poți folosi în zona aceasta, în zona aceasta și în zona nazolabială. Folosesc patch-uri, cred că mă gândesc, o dată la 2 zile. Și mi le aplic pe toate cele 3 zone pe care vi le-am arătat mai devreme. Oricum, calitate-preț mi se pare o investiție foarte, foarte bună, pentru că nu sunt foarte scumpe și sunt 60. Adică da, are spirulină, marine complex, dar ceea ce vreau să vă recomand este, știu că pe toate aceste produse scrie, le ținem 20-30 de minute, 40 de minute, țineți-le acolo, eu mi le pun noaptea și cad singure în timpul nopții. Important este să stea cât mai mult pe piele și să se absorbă cât mai mult din toate aceste ingrediente în pielea voastră. Ca orice mască până se usucă, efectiv, exact. Și intră tot produsul în piele. Că până la urmă e păcat să dai atâția bani și să stai doar 20 de minute cu ea pe față, nu? Exact. Și restul să ajungi la coșul. De unde e asta cu 20 de minute? Și oricum la măști, eu am învățat de la Tanasă. Iei masca, încep, te ungi pe mâini, pe corp, pe piept, exact. Adică oriunde. Make the best of it. Exact. Bun, următorul produs, uleiul ăsta de la Rexalin, îmi place la nebunie, un ulei absolut genial, cred că sunt la 2 sau 3 sticluță. Oh, da? Mamă, mi-a mișcat. Da, îmi place la nebunie acest ulei, îl folosesc înainte de cremă, înainte, de fapt e primul pas. Aplic uleiul, după care aplic serumurile și alte chestii, alte creme, alte nebunii, ăsta este primul pas, ulei. Eu folosesc uleiul la foarte tare pe gât și pe piept și chiar am văzut îmbunătățirea în zona aceasta, pentru că evident stau pe telefon ca voi toți în pat și am făcut o mică gușă. Așa o mică dungă aici și serumul ăsta m-a ajutat foarte tare și cu aparatul ăla de micro-needling chiar s-a îmbunătățit. Și vreau să vă mai arăt un patch tot pentru ochi. Acesta le folosesc în fiecare zi, dar aceste patch-uri le folosesc în ideea în care o zi înainte de un photoshoot, de un eveniment foarte important, pentru că luminează foarte tare zona aceasta. Și nu este, adică chiar este pe bune, arată foarte bine, este foarte luminos, folosesc 4, aici sunt doar 2, dar folosesc 2 pachete, pun în partea asta și la nazolabiale, cam eu ca idee, cu nazolabialele. Peciurile pot fi folosite foarte frumos înainte de un eveniment important, înainte de un înainte de make-up, folosești de peciuri, să ai de numai întins, sau poți să folosești, mai folosim noi fiolele de la Babor, care și ele sunt extraordinare și le poți da, radianță, parcă. Înainte de make-up îți arată tenul mult, mult mai bine. Și să nu uităm de buzele noastre. Eu multă vreme am avut tendința să le ignor. Ca atare am foarte multe coje, acum sunt deshidratată non-stop orice le-aș face. Dar am descoperit aceste patch-uri care nu îți au, cred că au puțin hialuronic în ele, îți și amorțez nițel. Ideea este că a doua zi buzele sunt fantastic de hidratate, pline, și efectul ăsta rămâne undeva la până 7 zile. Trebuie să recunosc că n-am găsit niciodată în peciuri de buze. Eu a trebuit fac, pentru că buza non-stop uscate. Dacă mă dau cu creion, cum mă dau în ultima vreme și cu ruj uscat, chiar trebuie să fim atente. Că aici apare zburile astea șmechere. Bun, și mai am un produs. Acest produs este extraordinar. Este Multi Miracle Glow. E de la un brand care îmi place mie de make-up foarte, foarte mult. Ideea este următoarea. Ce scrie pe el este Cleanser Mask Balm for Baby Soft Skin. Deci el poate să fie folosit și ca
mască și ca cleaner de față, dar poate să fie folosit și pentru orice chestie. Dacă, de exemplu, ai buzele uscate, te dai cu el, ai buze de bebeluș, ai crem de bebeluș. Mie l-am primit cadou și mi s-a zis, mă, uite, am auzit că este extraordinar, e miraculos, încearcă și tu să vezi ce părere ai. Și am zis, hai că te încerc. Că am avut o problemă, că nu îmi plăcea cum mi-arăta fața, dar ei, mă dădeam cu ăsta peste noapte, lăsam ca o mască și a doua zi dimineața aveam un ten. Genial, este bestial produsul. Luați-vă mai mulți mililitri să vă dați pe tot. Nu, ăsta, deci stai o secundă, că ăsta e ca un tester. Da. Hai să-ți dau un pic să vezi. Dă-mi aici unde n-am nimic. Nu-l pirosi. Deci crede-mă, este genial. Frumos, deci este ceva. Da, luați-vă mai mulți mililitri pentru tot corpul. Următorul produs, numărul 5, este această cremă extrem de ușoară pentru tenul normal mix. Am adus aici pentru că e o cremă unisex, adică o folosesc și eu și soțul meu, când apucă el, că el nu e atât de serios, dar ideea e că e o cremă unisex, e foarte ușoară, are un miros foarte plăcut, deci este, trebuie să-ți dau un pic, nu știu dacă e pe parfumat sau? Este cu... se simte foarte bine. Este foarte ușoară și da, mie îmi place, nu textura. Plac cremele care lasă peliculă. Da, nu lasă, e foarte, foarte fain, îmi place la deși pelicula e bună dacă ai dermatite sau eczeme. E lavandă și mușețel. Da, chiar miroase bine și nu este un miros așa chimic, e. Așa, miroase că foarte natural. E faină și ca bază de machiaj, lasă pira foarte, foarte fain. Foarte bine. Da, îmi place și mie tare mult. Așa vă recomand ce faci asta. Aici avem serumul meu preferat pe care nu mai găsesc de vreo 2 luni de zile în România. Power Dose D, este vitamina D. Este serul pe care îl folosesc după ce folosesc această brumă hidratantă. La fel, aștept 5 minute după să intre foarte bine în piele ca să nu se strângă make-up-ul pe față. Ideea este că și în cazul în care aveți dermatite și eczeme, este foarte bun, hidratează foarte bine și ridurile se estompează foarte tare. Asta îl folosesc, să știți, tot timpul. Cred că mai ales că tu nu prea folosești vitamina C pentru că ai o alergie la vitamina C. Exact. Și nu pot să folosesc serumul de vitamina C, folosesc vitamina E uleioasă cu vitamina D uleioasă. E și cam foarte și o dată pe asta, e destul de scump serumul. Este. Și știu că am vrut să-mi mai iau. Foarte fantastic. Am vrut să-mi mai iau de vreo două ori și m-am cam zgârcit așa, am zis. Băi, nu mă zgârcesc pentru că chiar este singurul pe care îl suport înainte să-mi așez. Acestea au fost recomandările noastre. Cu siguranță vom descoperi și altele între timp și o să vă ținem la curent. Și, sincer, să eu mai am acasă multe, dar astea le folosesc în momentul ăsta și da, atunci să fie ceva proaspăt. Uh-huh. Bun, dacă mai vreți să aflați informații despre ritualul nostru de înfrumusețare, de întreținere a pielii, corpului și a feței sau al părului, lăsați-ne și întrebări, că o să vă răspundem, promitem, la toate. Și subscribe. Și clopoțel.